Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu etica aplicată în spațiul academic, dar și în sfera publică. Astăzi vom continua să discutăm despre consilierea de etică. Sigur că vorbim aici de facilitarea autonomiei individului și vorbim de, în cadrul acestui proces de facilitare a autonomiei, de ceea ce se numește decizie informată sau consimțământ informat atunci când vorbim de sfera biomedicală, dar în general vorbim de decizie informată. Această decizie informată, de exemplu, a pătruns și în alte ramuri, inclusiv în dreptul civil, de exemplu, când un contract trebuie să aibă la bază o decizie informată pentru a fi valid. Dacă nu are la bază o decizie informată, dar această decizie ar fi putut fi prezentă, adică sau prezumată, de exemplu, când toate informațiile sunt efectiv scrise în contract, atunci, sigur, contractul este valid. Dacă există clauze care nu sunt transparente în contract, atunci pot exista, sigur, și clauze de nulitate, nulitate relativă, nulitate absolută, așa mai departe, în funcție de presupusa fraudă în contracte, înșelăciune și așa mai departe. Dar, dincolo de aspectele tradiționale ale consimțământului, vorbim de, iată, de consimțământ în protecția datelor cu caracter personal. Atunci când operatorul de date cu caracter personal are obligația să informeze, obligația este prezentă în orice situație, să informeze persoanele că ei se prelucrează datele, că datele sale sunt prelucrate și să informeze privind la modul în care sunt prelucrate și scopul acestei prelucrări și durata prelucrării și persoanele care au acces sau au putea să aibă acces la rezultatele prelucrării date. Sigur că pot exista în GDPR-ul are mai multe situații în care prelucrarea datelor se face legitim, de exemplu pentru respectarea unei legi, pentru respectarea unui contract, din interesul public și așa mai departe. Dar una dintre cele mai importante modalități în care prelucrarea datelor cu caracter personal în GDPR este admisă este atunci când operatorul are acordul persoanei căreia îi se prelucrează datele. Dar indiferent dacă prelucrarea se face pe baza consimțământului informat sau acordului informat sau pe alte criterii legitime care există în legislația respectivă, există întotdeauna obligația de informare a persoanei vizate. De ce? Pentru că chiar dacă acordul nu mai este necesar, informarea, individul trebuie să știe că este posibil să-i fie afectate anumite drepturi. Și este foarte important, nu doar, am dat un exemplu, nu doar în protecția datelor, ci în toate situațiile unde o serie de drepturi ale individului pot fi nu neapărat încălcate, dar pot fi puse sub semnul întrebării, individul trebuie să fie informat cu privire la modul în care instituția îi respectă respectivele drepturi. Sigur, destul de evident este atunci când vorbim de tratament medical. Și atunci acest tratament se poate face doar cu consimțământ informat sau, sigur, internare nevoluntară la cererea instanței de judecată sau la în situații de urgență pentru sănătatea publică și așa mai departe. Dar individul trebuie să fie informat cu privire la drepturile care pot fi încălcate, în ce condiții, în ce limite, până la ce nivel și cine are posibilitatea să încalce respectivele drepturi. Iată că lucrurile astea sunt importante. Deci, rolul consilierului de etică ar putea fi și acela de a informa publicul cu privire la aceste posibile încălcări ale unor drepturi. Și de aceea spuneam de foarte multe ori că GDPR-ul este o profesiune etică, nu doar că GDPR-ul este rezultatul unor decizii etice și că întreaga legislație este venită să
înfăptuiască un drept sau mai multe drepturi care au o origine etică, dreptul la viață privată, dreptul la identitate. Sigur, sunt drepturi juridice, cu valoare juridică, dar care au originea în valorile morale ale societății, în etica socială. Și atunci ele sunt profesiuni cu un puternic caracter etic, din punctul nostru de vedere. Dar operatorul, consilierul GDPR, ofițerul care se ocupă cu implementarea GDPR, ar trebui să aibă importante cunoștințe în ceea ce privește consilierea de etică. Și sigur, atunci când am avut privilegiul să susțin o serie de prelegeri pentru cei care se pregătesc să fie DPO, Data Private Officer, sigur, în cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava organizăm și astfel de cursuri și am avut privilegiul să susțin prelegeri de etică în protecția datelor cu caracter personal. Am transmis viitorilor profesioniști faptul că ei, de fapt, sunt consilieri de etică în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal, a protecției dreptului la viață privată și, în general, în ceea ce privește dezvoltarea autonomiei, sigur, legată de viața privată, legată de informațiile care îi privesc și așa mai departe, dar în esență este activitate de dezvoltare a autonomiei decizionale a individului, a obținerii acordului consimțământului informat și așa mai departe. După cum tot consilier de etică este, din punctul nostru de vedere, și activitatea persoanei care este angajată ca și consilier pentru egalitate de șanse. Asta am discutat într-o prelegere anterioară. Până la urmă, respectarea și implementarea egalității de șanse este tot o problemă etică, tot consilierea în ceea ce privește dilemele etice se realizează de către persoana respectivă și atunci, sigur, ea ar trebui să fie să fie în cunoștință de cauză în ceea ce privește consilierea etică în general și să o poată particulariza pe una sau alta din dilemele etice, iată, dilemele etice legate de protecția datelor cu caracter personal sau dileme etice legate de egalitatea de șanse și multe alte astfel de situații. Spuneam că preferăm utilizarea sintagmei de decizie informată în locul celei de care e clasică în bioetică de consimțământ informat, întrucât aceasta din urmă se referă la o situație pasivă de consimțire la tratament, de exemplu, în timp ce decizia informată generează o atitudine activă, sporind astfel self-efficacy sau eficiența personală a individului, statusul său de agent moral. Un alt principiu ce trebuie avut în vedere în această etapă a constituirii relației de consiliere, de etică, este construirea încrederii reciproce dintre consilierul de etică și client, mai dintre client și consilier. Acest lucru se referă la constituirea unui climat etic sau unui climat al procesului de consiliere care să fie un climat bazat pe încredere, subiectul să perceapă faptul că se află într-un mediu de încredere, că se va respecta confidențialitatea datelor ce sunt prezentate de către client, către consilierul de etică și că va exista un empowerment, o puternicire activă necesară acestei creșteri a self-efficacy-ului, a eficienței personale a clientului, în facilitarea comportamentului autonom față de decizia etică. Ce înseamnă mai degrabă această self-efficacy? Noi suntem de multe ori puși în situația de a alege în cazul unei dileme etice. De exemplu, personal am fost pus într-o situație recent de a alege în a transmite un mesaj hotărât, dar negativ unei persoane față de care mă leagă relații de prietenie de foarte multă vreme și persoană care a avut încredere în mine și am avut încredere în persoana respectivă și care dintr-o dată a avut probabil sub influențe exterioare sau cine știe, poate
supărat pe mine, a avut o serie de manifestări în care mi-a transmis neîncredere în mine sau și în colaboratorii mei apropiați și a transmis-o vehement, situație pe care am considerat-o ca fiind neavenită sau nebinevenită, ca să spunem mai puțin agresiv, și care m-a deranjat profund, m-a jignit. Și atunci am avut o dilemă în a decide dacă e mai important să îi transmit situația în care m-a pus și practic valoarea încrederii și valoarea a ceea ce spui să fie, ceea ce gândești să fie ceea ce spui și să spui ceea ce gândești și să fii o persoană care spune în general ce gândește și sigur valoarea concurentă a menținerii relației cu persoana respectivă, chiar a depășirii prin o atitudine, nu neapărat o atitudine agresivă, dar o atitudine tranșantă, hotărâtă, a situației, poate că nu era neapărat situația cea mai bună pentru menținerea pe viitor a relației și poate că o astfel de atitudine ar dăuna relații. Și atunci, sigur, valorile concurente sunt cele ale relației, a necesității unei relații și a continuării relației cu valoarea cuvântului propriu și a modului în care mă văd în primul rând pe mine însumi atunci când nu îmi exprim sentimentele și nu manifest faptul că am fost jignit și că o atitudine sau alta nu mi-a convenit. Sigur, e o dilemă morală personală, dar foarte mulți dintre noi ne întâlnim cu astfel de dileme morale personale și nu doar cu dileme etice la nivelul eticii publice sau eticii profesionale. De cele mai multe ori, consilierea de etică trebuie să poată să rezolve și astfel de dileme morale personale. Cum anume abordezi ca persoană relația cu un prieten, cu o altă persoană? Mă amintesc și dintr-un film pe care l-am văzut recent, un film foarte interesant în ceea ce privește impostura în America, filmul se numește, serialul se numește Suits, și în care la un moment dat individul are o dilemă etică în care dacă implica o altă persoană care îi cunoștea impostura pe care o săvârșise, scăpa el. Procurorul care îl ancheta îi spune că dacă îi prezintă și îl toarnă, ca să spunem așa în termeni vulgari, pe celălalt partener, îl scapă pe el și îl arestează doar pe celălalt, care nu făcuse nicio faptă, dar știa, știind de ea, a fost complice, numai că în ierarhia organizației era mai important și atunci condamnarea lui a fost mai de răsunet și probabil și mai bine văzută în activitatea profesională a respectivului procuror. Și sigur, persoana a decis să intre el în închisoare fără să îl toarne pe prietenul și mentorul său, care deși știa și l-a sprijinit în săvârșirea infracțiunii de, știu, de impostură, impostură nu e o infracțiune, dar a exercitării fără drept a profesiei de avocat era în situația filmului și a fost, sigur, închis. Iată că sunt situații în care loialitatea, iată, intră la valoarea loialității, în cazul de față, intră într-o dilemă, într-un concurs dilematic cu valoarea libertății personale. Situație. Încă o dată vă invit să vizionați serialul Suits pe Netflix, l-am vizionat eu, poate și pe alte canale, pentru că fiecare episod prezintă o astfel de dilemă etică și putem cu toții să înțelegem mai bine natura etică a vieții profesionale în domeniul dreptului, în cazul filmului, dar în general. Spuneam că există însă astfel de dileme morale la nivel individual și cu consilierul filozofic și consilierul de etică
trebuie să poată să ajute clientul să-și rezolve astfel de dileme etice personale. În multe situații, iată cea de prezentat în film, individul are o astfel de dilemă clară, alege între libertatea lui și loialitatea față de o altă persoană, dar pot să existe situații în care individul trebuie să ia decizii între atunci când, sigur, optează pentru profesie și aici, iarăși, consilierii vocaționali au natura unui consilier de etică atunci când abordează dilemele legate de consilierea vocațională. Deci, practica consilierii de etică nu este limitată doar la etica profesională, așa cum spuneam, ci și ar trebui să existe și să se specializeze astfel de consilier de etică pentru mai multe situații. Sigur, nu există un cadru încă pentru exercitarea unei profesii de consilier filozofic sau consilier de etică în afara eticii la administrația publică. Asociația Română de Filozofie Practică și consilier filozofică și consilier de etică, din câte știu, lucrează la un astfel de standard ocupațional pentru o astfel de profesie de consilier de etică. Să sperăm că va fi implementat în cel mai scurt timp. Dar până atunci, de exemplu, eu realizez activități de consiliere de etică atunci când, rar pentru că nu prea am timp, dar atunci când o fac, o fac în calitate de consilier pentru dezvoltare personală. Uite, sigur, de rezolvarea dilemelor etice ține de dezvoltarea personală a individului, dar nu se suprapune consilierea filozofică și de etică cu dezvoltarea personală, deși, până la urmă, există un element de dezvoltare personală în consilierea de etică.